vrem să ne amintim și să intrăm în culisele unei emisiuni TV. Evident, vorbim bune cu Lilu. Și să vedeți cum se pregătește cu Mătru Cuciuc înainte de a intra în emisie. Pentru că așa se face frumos, cel mai femeile se machiază. Și Igor Cuciuc. Voi vedeți vreo schimbare, noi nu. Pentru fiecare ieșire publică se pregătește până la cele mai mici detalii. Ba mai mult, are și toate costumele aranjate în mașina lui. De la ieie și cojoc național până la brâul pe care îl alege cu multă pasiune. Ținutele sunt mereu la îndemâna sa. Secretul e simplu. Trăiesc tot timpul pe unda fericirii și a pozitivului. Tot timpul mă încarc cu emoții pozitive, mă strădui emoțiile negative, oamenii cu privire rea, cu vorbă rea să-i exclud din viața mea și apropii pe oameni simpli. Cel mai mult timp îi ia pentru a-și aranja părul, freza lui Elvis Presley, cum îi spune cu Mătrul Cuciuc, și asta uneori îi cam dă multe bătăi de cap. Timpul mi-a vreo 20 minute minim, pentru că să-mi aranjez părul așa ca la Elvis Presley. Da, și să-mi dau barba jos, să mă pudrez un pic pentru că să nu strălucesc la cameră. Mi-a vreo 15-20 minute, dar a fost și mai repede. A fost că nu mi-am făcut coafura și în 2-3 minute mi-am tras pantalonii și... Voilà, interpretul este gata pentru o nouă apariție publică. Oare alături de cine îl vom surprinde de această dată? Și ia cătă-l în carne și oase, Igor Cuciuc, noroc! Frunzuliță șolalea, bine te-am găsit cu mătra mea! Bine te-am găsit! Bună ziua și, sau bună vreme la fereastră, la gospodar ca dumneavoastră! E? Am venit din nordul țării, căci eu nu v-am dat uitării. Băi, și am venit de la Râșcani, să vă spun eu, la mulți ani. Câtă șindrilă pe casă, câtă șindrilă pe casă, atâția gardieni pe masă. Normal. Noi eram spus câte rujină pe casă. Cât... Dar n-am, podul meu e peste vreo 5 etaj în sus. Așa, noroc, bine ai venit, mă bucur să te văd de nou la an. Bine, te-am regăsit. Ce am făcut? De am colindat. Da, am făcut bani, am muncit, am veselit românii de peste Prut, am fost la Botoșani, dar am avut, până la Revelion, am avut un mic turneu. În Europa, am avut în Londra un spectacol unde s-au adunat peste 400 de moldoveni care au chiuit, au jucat pe ritmurile noastre de acasă, în Irlanda, în Dublin și la Paris. Așa. Și am făcut niște fotografii, am câte ceva acolo, am mai dus niște ciocolate, le-am mai dus, lor le-am dus... Parfumul, cosmetică, ce le iei? Da, mi-am luat acum un parfum nou din Paris. Păi da, l-am simțit, că l-am întrebat, mamă, de ce parfum bun ai? Nu zic. Ai investit. La ureche. Ai investit în parfum. Dar îți place să cumperi cadouri? Îmi place. Te pricepi la cadouri pentru femei? Îmi place să mai bine să dau banul și să nu mă doară capul după aia. Îți dai seama că voi femeile sunteți tare de ochete. Tare de... Că voi... Până vă măritați, sunteți cele mai dulci, cele mai blândi, cele mai mângâioase, cele mai drăgăstoase. Cum v-ați măritat, șeriți aur și inele și cele mai scumpi boiele. Vreți haine de cumpărat, cum la mama n-ați purtat. Da, așa ceva la mama n-am purtat. Îmi place să aduc bucurie cu o vorbă bună, chiar și cu așa, cu financiarul. Dragule, da, noi am găsit o poză cu tine... Și vrem să întrebăm, câți ani aveai tu acolo? Ia, haideți să vedem poza, o să vă dați seama că el, da, logică e el, că e o poză de-a lui din copilărie, doar că așa de tare seamănă, ia uite, câți ani aveai, mă? 6 ani. 6 ani, erai de școală? Asta e în... Da, la, era ultima grupă sau... Promoția... Grupa pregătitoare spre școală, da. 6 ani. 6 ani. Fost ai bade cât ai fost. Dar acum e lucru prost. Ei, da, nu. Acum mai bine. Acum e mult mai bine. Doamne, oprește ani aici. Pentru că înainte mama te îmbrăca, dar acum te îmbraci singur. Așa? Mă îmbracă nevasta. Te dezbracă nevasta. Mă dezbracă nevasta, dar mai bine zis. Și, pentru că are grijă. Are grijă de toată costumația mea să arate impecabil. Pentru că se uită o țară la noi. Și mai ales la noi cântăreții
aș zice eu, poate nu-i modest, dar profesioniști le zic la interpreții, cei care au studii, care au facultate, au... Și pentru mine toți sunt profesioniști care au studii în spate. Ei, uite, cea care te-a ajutat pe tine financiar ca să faci aceste studii a fost mama ta. Mama mea, ea și-a dorit foarte mult ca eu să ajung pe scena profesionistă și a crezut în mine și uite că s-a îndeplinit visul ei. Și acum mama îmi spune, mama, uite, eu am spectacole, am acolo. Mama, au știut. Ce frumos! Ia, uitați-vă ce îmbrățișare caldă, mama. Dar vă vedeți destul de rar. Cât de? Destul de rar, da. Deci ne vedem, practic, o dată în an, că vine în august acasă. Dacă mai am eu vreun spectacol prin Italia și pe aproape, trag o fugă neapărat la ea. O văd, mai vorbim, mai discutăm. Ei, dar ea te vede la televizor. Bine că este pe internet. Facebook. Și, mamă, eu vin de la spectacolul de la Orhei. Dar eu știu, eu am văzut live-ul tău, mi-a plăcut. Frumos acolo. Dar tu te odihnești, mai odihnești, păi dragul așa. Ai mai mâncat ceva? La mine asta e întrebare, dar tu ai mâncat? Dar la tine cu odihnă. Ești odihnești, tot timpul ești pe drumuri. Eu am spus că artistul aparține poporului. Așa cum spunea regretatul nostru Nicolae Solac, de care trebuie să ne aducem aminte, pentru că el a pus bazele muzicii populare la noi, pentru că a fost printre primii artiști de cel mai înalt nivel artistic. A fost foarte expresiv, foarte și... Și avea tot așa simțul umorului și, Doamne, da. Încă și acum oamenii pot să spunească. Era cu simțul umorului dizlegat și el. Da, era așa, de ochiat pe de o parte, știi, dacă aveai ocazia să cunoști. Acum am auzit un banc zilele trecute. Care aparține? Da, îi aparține lui Nicolae Solac. Din viață, de fapt, ci că un preot îi zice, Nicolae Vasilici, gustați vinul ăsta, că vinul ăsta bea numai preotul din sat. Gustă el vinul. Ia nepriceput preot, aveți voi în sat, nu știi că este ijin. Înseamnă că a avut dumnealui altceva și mai... Ia nepriceput preot, aveți voi în sat. Tu ești priceput și ai zis că trebuie să dai o nouă viață unei melodii arhicunoscute deja. Domn Vasile, da. Am înregistrat-o împreună cu Orchestra Rapsozii Moldovei, cu Vitalie Dorin, într-o variantă de muzică populară, așa cum am făcut și la 99 de cumătri. Melodiile care trăiesc, au viață, ele trebuie împrospetate din când în când. Mai treci prin apșoară, proaspătă, mai și miroase mai bine. Pentru cum? Ce poartă numele Vasile? Pentru că Vasile este un nume care face parte și din familia Cuciuc. Bunelul meu Vasile, străbunelul meu Vasile, Cuciuc. Mai era și unchiul Vasile. Vasile. Mai bine eram și eu Vasile. Aha. Pentru că nu mi-e rușine de numele astea. Gheorghe, Vasile, Ion, Tudor. E, da, și Igor. Igor, da. Nu, e mai nou așa. Mai nou. Dragule, vrem să ascultăm melodia și vrem... Un mesaj pentru toți și partea unui Vasile. Da, păi asta, hai, ai o poezie și pentru ei, precis. Pentru Vasile. N-ai? Dacă suntem în preajma... Da. Uite, suntem acum în preajma Sfântului Vasile și sărbătorile, știi, 3 zile sărbătorești și anul nou pe vechi, exact așa. Le spun și un fragment dintr-un plugușor. Hai. Apoi, bună vreme, boieri mari și noroc la gospodari. Păi, bună vreme, bun găsit, Igor Cuciuc la vorbe, bun i-o venit. Păi, la urechii clopoței, la chișoare și ocălăi, nu furați găina, măi, și strigați cu toții. Hei! Mânisara Sfântului Vasile să va fi la toți de bine, boieri dumneavoastră. Nu stați triși și supărați, aprindeți lumina în casă și dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Hei, cât e lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă. Și liluc cât e de frumoasă și cât e de mare, tot de la plug și de mâncare. Hei, frunzuliță solți de pește, urătura să gătește anul nou cu bucurie, într-o mulți ani să vă fie. Dumnezeu să ne ajute și la țară și oriunde, la orașe, la vorbe bune, tot creștinul bucuros să-și bei vinul. Doamne, binecuvântează vorbe bune și casa care se urează. Vaci lăptoase, oi lânoase, celele răți se spele, cele bune să adune. Un an mai bun și un an mai bogat tuturor, fericit și mai prietenos, oameni buni. Vă pup și vă iubesc pe suflet, pe inimă, la anul și la mulți, mulți ani. Doamne, tu poți să faci bani, să mergi cu uratul, că așa de bine ai făcut-o, dragilor. Dar el întotdeauna se descurcă bine. Și l-a cucerit femei, și l-a dansat femei, și l-a făcut complimente. Eram tăi, l-am tăi. Nu, ce? Gata, s-a început. Uite la mine, uite la altul. Hei! Cine-i om vii?
liniștit în sat. Ăsta-i domn Vasile, cinci băieți o însurat. Ăsta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată ca urmare, că-i fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare, mă! Cine-i mare gospodar, ăsta-i domn Vasile, cine-i harnic moldovan, ăsta-i domn Vasile. Domn Vasile, domn Vasile, puiul e curaj. Domn Vasile, domn Vasile, ești aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată ca urmare, că-i fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare, mă! Se bucură când plouă, ăsta-i domn Vasile, cine-i împarte-i pâinea-n două, ăsta-i domn Vasile. Domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată ca urmare, că-i fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare, mă! Are și multe, ăsta-i domn Vasile, cine orice om ascultă, ăsta-i domn Vasile. Domn Vasile, domn Vasile, puiul e curaj. Domn Vasile, domn Vasile, ești aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată ca urmare, că-i fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare, mă! Cine-i om de omenie, ăsta-i domn Vasile, cine-i stă acum cu mine, ăsta-i domn Vasile. Domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată ca urmare, că-i fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiu.